Romii au avut la dispoziție o săptămână pentru a-și curăța casa și curtea. Cei care și-au făcut grajduri sau toalete pe marginea apei au fost somați să le ridice, altfel vor fi distruse. Primarul s-a ținut de cuvânt, iar azi dimineață la ora 9, ajutați de polițiști și jandarmi, au început acțiunea. Romii au înțeles cu vorba bună că nu se poate trăi în asemenea hal și mulți dintre ei și-au făcut ordine în ogradă. Alții însă nu s-au sinchisit, ori au făcut lucru de mântuială. N-am deloc curent în casă. Ce faceți fără curent? Am plătit și deschiderea la Audino, mi-am luat 200, mi-am cumpărat atâtea unii, nu vreau să le-a fost de bani. Nu vrei. Când am, când s-a fost să băgam curentul, m-a avut buțoiul, mă. Auzi, mă, ce au buțoiul? Că buțoiul? Nu cu buțoiul, domnul. Dar nu vreau să s-a aprobat buțoiul. Stăpânul comunii, nu eu. Mă, dumneata ești primar, nu ești stăpânul comunii. Ce dacă omul e cură, ră? Fără acest. Domnul, ce-am de sunteți? Copii. El n-are copii. Femeia asta, un capul comunii. Puneți mâna și dacă vreți să-l ajutați, să-l ajutați. Dacă nu, jos cu ele, cu tăiete. Oricum, raba, intră raba și vor să iei gunoi de acolo. Și rasele a aruncat în apă? Nu! Eu nu am să fac eu locul la mine, cu la tot timpul fac curățenie. Tot o săptămână fac și cu la mine. Nu, eu nu știu. E sus, domnule, la mine nu se există în jere. Ce pasă? Am spus în dreptul folosinței curățenie. Au ferii. Care vine toate, că cu mine are domn primar, eu nu stau aici, eu stau sus. Care? A cui asta? Ce Ei, zis, tu ai fost acasă să ai să te aici. Din spate nu s-a adunat. Ia mișcarea de copii. Tot ce ține m-a luat pe și cât ține gardul tău? Nu-i spune, măi, bărbate. E fain. Curățenie rapid. Hai, bă, stare. Gata tu, femeia, pune tu mâna. Cu primarul, cu vicele, dacă se poate, zice și secretarul, da. Spuntabil. A, de o greblă, bă, și... Cum o sparți ea la altă? Care? Care? A la mare? Când cuptor? Acum, ăsta jos, amut. Băgăm buldonel. Dacă nu vă apucați de el, băgăm buldonel. Băi, băi, știți cum stați aici? Măcar un loc noi. Măcar un loc noi. Să nu puteam de acolo. Romii spun că nu pot să rămână fără grajduri pentru că nu au unde să-și țină animalele. Cât despre curățenie, toți sunt de acord că nu se poate trăi în mizerie, însă puțini sunt cei care pun mâna. Nu le-a plăcut la domnul. No. Într-adevăr că suntem mai îndesuiți, mai mulți aici. Dar pe unde se face loc mare, nu ne dă undeva, că stăm într-o cameră. Dar ce ați avut aici? Toaletele, veceurile? Da, toaletă, acolo a fost puțin gaz. Suntem și cu mizeriile ce făceați? Unde băgați mizeriile? Nu aveam unde, că nu eram pe unde să le țipăm. Și mergeau în apă? Au făcut groapă și am băgat apă. Mărele noastră că era groapă și am băgat apă. Acolo tine rampa de gunoi, acolo le fășea, că eram pe frătișeau oamenii acolo, nu? Dar de când v-ați făcut aici graj și toalete? De când aici a fost, de când a fost aici? Femeia astăzi. De când am venit aici, de aici suntem născuți, aici s-au făcut tătișelea. Doamne. Și ați fost avertizat să vă păstrați curățenia? Nu, nu am. Păi cum să nu? Săptămâna trecută a venit de la primărie, nu a fost să-l spună. Atunci, dar aici bine am lăsat domn primar pe fundurile aici. Nu mă vine să-și ai la domn primar să ne aducă și să ne facă. Noi ne-am făcut singuri. Că domn primar nu dă o lingură de apă. Auzi, nu a fost făcut o reclamă de să mai spargă din ele. Că sigură să ne țințcăsile jos nu știu rândulelile, că noi n-avem o de așa. Dacă vine de la primărie și ne va face, sare în cap, le dau traba în gură la domnii și așa se va. De la primărie nu merită nimeni nici cineva decât o fac din primarul nostru singur. Vestul nu a ajutat niciun om afar din care. Dacă primarul ne-a dat ceva, dacă nu l-a dat nimeni. Nu ne-a ajutat la Arghița, cum l-a ajutat aici? Sunt de 30 de ani aici. Tot la domiciliu fără acces. Am băgat terele de șase ori la dumneavoastră. Ce l-ați făcut domiciliu? Păi da, eu am băgat de șase ori la dumneavoastră. Unde ai domiciliu?
Eu? Cam de dată pe Arghită, dar sunt de 30 de ani. Eu am brațier de 6 ani aici. De 6 ori am... Mi s-a aprobat. Mi s-a aprobat. Acum mi s-a aprobat. Am aprobat aici, vă aduc tipă. Mi s-a aprobat acum. Nu se construiește pe Maloate. Nu am, nu m-a zis nimeni. Dar te-ai acolo Arghită, nu a fost. Am rămas cu Bela, domnul. Păi v-am spus la dumneavoastră. Ți-am spus acum am aprobat. Acum mi s-a aprobat. Ca să intru pe poliția la el. Nu vici o rămâne. Că toată țara este obligată să fim noi. Bine ați venit la Joseni, și haideți că aici curge lapte și miere, nu? Deci am mărea. Fiecare om, domn primar, trăiește unde poate. Să construiască, cum ce facem? Căutăm la Beclean, cine devine primarul, că le da voie și urbanismul. Plus de asta, WC-urile nu se poate. Suport consecințele, nu? Că mă orientez să răspund eu. Nu, luăm măsuri. Igienizare, curățenie pentru toată lumea, nu numai pentru mine. Corurile de lemn, se poate, mai dar domnul primar. E aici, se văd curat. O altă problemă este faptul că romii sunt mulți la număr și nu au loc suficient în care să stea. Asta din cauza că unii au mai venit și din alte județe. Romii nu se lasă cu una cu două și spun că se apucă din nou de construit. Că despre toalete, nici nu mai încape vorbă. Mai ăștia la alții au căi. Eu n-am nici unde să fac un WC, domnul. Nici la mine, să vedeți cât de strâmbtâi. Și unde vă faceți nevoile? Acolo, facem și le luăm și le punem pe gunoi. Facem groapă și le mâncăm groapă. Unde să le punem? Ce să facem? Unde? Dacă le țipăm groapă. În apă zice că nu-i voie să le țipăm, le punem acolo, le dăm foc veșinii de aici, așteptă zice să nu aprindem, că ia să fumul pe haine, nu ce să facem? Merem pe rampa de gunoi? Da, la noi de ce nu-i aduce un cloș ca să punem și un autoperonii.